Introducerea asta m-a costat o bere aseară. Domnule prefect, domnule primar, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne onorați cu prezența atât de numeroasă, semn fără îndoială al interesului pe care, pe durata ultimilor 2 ani, ați arătat față de proiectul nostru. N-aș vrea să încep vă spune câteva cuvinte despre Coresi, fără să profit de oportunitate și să fac un gest pe care îl aștept de 3 ani. Domnule primar, aveți centru comercial la Brașov. Povestea Coresi Shopping Resort este mai mult decât un centru comercial, pentru că am auzit, folosindu-se atât în discursul domnului prefect, în discursul domnului primar, cuvântul de mall. Ceea ce noi facem la Brașov este, în primul rând, o dezvoltare urbanistică. Vă mulțumesc, domnule. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acum 3 ani, mai precis pe 12 aprilie, grupul Oșan a decis să investească în România într-un context în care investitorii plecau mai departe, mai degrabă din România. Mai mult de atât, grupul Oșan a decis să investească nu în București, acolo unde se întâmplă de regulă lucrurile, și a decis să investească la Brașov, cumpărând 100 de hectare de teren. 100 de hectare de teren înseamnă 1.000.000 de metri pătrați. Din momentul în care am decis să facem această investiție, ne-am apropiat de administrația locală și am spus, uitați, noi vom fi proprietarii unei suprafețe de teren care reprezintă în acest moment 8% din suprafața utilă disponibilă a orașului. Și evident că responsabilitatea noastră din momentul investiției față de Brașov devenea una uriașă. Nu este suficient să vii să cumperi un teren și să-l lasă să crească bălării pe el. Este mult mai important să cumperi un teren într-un mod responsabil și să-ți propui să creezi valoare pentru oraș pe acel teren. Am înțeles acum 3 ani perfect îndoiala domnului primar. Până la urmă, ca o glumă, trebuie să știți că dezvoltatorii se împart în 2 mari categorii. Cei care povestesc și cei care fac. Noi avem norocul să nu fim dezvoltatori imobiliari și să fim o ramură a unui grup de comercianți, a grupului Oșan, care face comerț zilnic și lucrează zilnic. Prin urmare, suntem mult mai pragmatici și apropiați de realitate. Evident, după poveștile care s-au spus de 10 ani, l-am înțeles perfect că domnul primar mi-a spus foarte franc, domne, nu te cred. Și am plecat din acel birou cu promisiunea făcută mie și împărtășită cu colegul meu, Leu Rădulescu, directorul de dezvoltare de la Oșan, că în 3 ani de zile o să creăm pentru Brașov un centru comercial. Întrebarea este cui ne adresăm cu acest proiect și o întrebare care mi s-a pus de foarte multe ori. Dacă ne raportăm strict la populația Brașovului, proiectul pe care o să-l descoperim împreună în câteva minute este supradimensionat. Și atunci am încercat, de la bun început, mergând pe informația pe care a confirmat-o mai devreme și domnul primar, și anume că Brașovul este unul dintre orașele cele mai tranzitate, am încercat să creăm un proiect pentru o regiune întreagă. Și dacă îmi permiteți să fac puțină geografie, proiectul este astăzi calibrat din punct de vedere comercial, din punct de vedere al suprafețelor, pentru a acoperi o populație care merge de la Brașov până undeva către Sibiu, trecând pe la Făgăraș, care merge către nord, spunem noi, până la Miercurea Ciuc, care poate să meargă până la Târgu Mureș și care poate să coboare până la Ploiești, și mă opresc la Ploiești pentru că acolo există deja proiecte similare. Poate părea pretențios, dar dacă vă veți uita pe hartă
și veți analiza, vreți, de câteva secunde aceste orașe, o să vedeți că Brașov se găsește exact în centru,